Iată-ne la o ediție specială, la interviul săptămânii. Problema care a pus la bază realizarea unei ediții speciale astăzi, joi, a fost o grevă spontană făcută în spital de către biologi, biochimiști și chimiști în Spitalul Județean Neamț, și nu numai, sunt mai multe spitale din, din Județul Neamț iar alături de noi o avem pe doamna Macovei Loredana, biolog la Spitalul Județean Neamț Bună, Bună ziua. ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Eu vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns pozitiv invitației noastre și sperăm ca după această emisiune să se înțeleagă problemele și de unde vin și rezolvarea, bineînțeles. Sperăm să. De asemenea să găsim. și noi. De asemenea. Ce s-a întâmplat ieri? Vorbesc de ziua de miercuri. Ziua de miercuri a decurs în mod normal, în urma ședinței pe care au avut-o la camera de muncă reprezentanții noștri și în urma căreia s-a concluzionat că nu merităm să fim și noi incluși la măririle care s-au aprobat de la 1 martie, am stabilit că astăzi între orele 9 și 11 să facem o grevă spontană. Această grevă s-a uh, făcut în toată țara, deci în câte spitale sau mai. Uh, în aproximativ, aproximativ 16 spitale, pardon, mă scuzați, în 16 spitale din țară, municipale, județene, orășenești, fiecare cum a considerat, la urma urmei, cu toții avem aceleași studii, aceleași calificări, zic eu, facem același lucru indiferent de dimensiunea spitalului. Problema vine și după memoriu făcut de către, atunci Unul a fost... Unul dintre ele, da. Da, au fost 500... 652 de persoane care au semnat acest memoriu atunci, pe 14 februarie 2018. Da. Am înțeles că între timp... Între timp numărul de persoane a crescut, am reușit să comunicăm mai bine și să luăm legătura unii cu alții mult mai bine și am sesizat că foarte mulți colegi din privat... -au s-au alăturat acelația. celor de la stat, ceea ce înseamnă că împreună o să luptăm până la capăt pentru apărarea profesiei noastre. În, această, în acest domeniu activează, din câte știu, peste 1300 de persoane. Sunt 3500. 3.500. Uh -huh. Privat și. Privat stat. și stat, da. Să înțeleg că sunteți totuși. Puțin care v-ați adunat 850 de Puțin pentru că a fost din scurt, a fost foarte din scurt, și vă pot garanta că în rețelele de socializare colegii mei sunt mult mai mulți. Deocamdată, ăștia sunt cei care au reușit să comaseze semnăturile și să le trimită, și așa mai departe. Însă sunt foarte mulți care s-au alăturat. Cum afectează această grevă de pe 7 martie? Spitalul și funcționarea lui. Pot să vă asigur că nu afectează în niciun fel. Spitalul județean Piatra Neamț în laborator are linie de gardă care funcționează 24 din 24. S-au ocupat de absolut toate analizele. Urgente. De, exact, de urgențe de la 9 la 11 până la ora 14 când noi terminăm programul. Colegii mei au reușit și au terminat absolut tot ce a fost de lucru. Noi am făcut această grevă pentru a susține cauza comună pe care o avem în toată Și Să tragem un semnal țară. de alarmă. Exact, să tragem un semnal de alarmă, pentru că nu e în regulă. Suntem o parte importantă a laboratoarelor de analize medicale și avem răspunderi. Nu mi se pare firesc să fim lăsați deoparte. Cine lucrează într-un astfel de laborator? Sunt medici, sunt asistenți? Dacă ar fi să vă spun în ordinea care să respecte ierarhizarea pe verticală, am putea începe cu medicii de laboratori, grad primar, urmează medicii specialiști, medicii rezidenți, după care biologii principali. Asta e ultimul grad la noi, așa, biologii specialiști, biologii simpli, debutanți, după care urmează asistenți principali, simpli și debutanți. Legat de chimiști și biochimiști? Uh, cum sunt, suntem uh, cumva. La același nivel, ca și uh, funcție în laborator. Deci, ca ierarhizare, venim după grupa medicilor, după. Uh, și biochimiști oh, și chimiștii. În... Problema este. Legată doar de cele trei tipuri de, de angajați, adică de biologi, chimiști și. Eu pot biochimiști? să vorbesc doar de cele trei tipuri de angajați, pentru că, din păcate, nu. Problema este legată și de farmaciști, și de psihologi, și kinetoterapeuți, și așa mai departe. Pur și simplu au fost uitați o, o bucățică din, din ceea ce da. înseamnă spital, au fost uitați. Sau nu au fost omici. uitați. Știm cu toții, cred că deja toată țara știe că doamna ministru al muncii a decis că pentru acest tip de salarizare, deci a, pentru că a optat doar pentru asistenți și medici să le dea măririle salariale de la 1 martie integral, a optat doar pentru faptul că dumnea ei consideră că sunt cele două categorii care aplică exodul, ca să zic așa, pleacă din țară și probabil nu a considerat că aceasta este Aceasta este modalitatea prin care va putea opri, cât de cât Legat de măririle pentru biologi, biochimiști, chimiști. Ele urmează conform legea urmează a fi aplicate până în anul 2022, însă ne modificând de deloc. A ani. Da, însă ne modificând deloc coeficientul de salarizare, care este foarte mic pentru noi. Deci Ce coeficient aveți avem 1,96 cred în momentul ăsta, iar asistenția 1,74, ceva de genul. Nu aș ști exact să vă dau cifre. Ideea e că este nesemnificativ. Raportul este de 1 la 4 la salarii. Deci, de acolo pleacă problema. Da, una dintre probleme. Ce fac efectiv biologii, biochimiștii și chimiștii în laborator? Pentru că să se înțeleagă întreaga problemă, prima dată trebuie să vedem cât de important este, ce înseamnă această meserie și efectiv cât de mult contează, în, să spunem, în aplicarea unui tratament unui pacient în spital. Foarte mult. Foarte mult. Sunt laboratoare în țară. Pot să vă spun și de mediul privat, pentru că oferta de medici de laborator nu este foarte mare și nici cererea, ca să zic așa. Sunt colegi de-ai mei care sunt șefi de laborator. Imaginați-vă că răspunde absolut tot ce se întâmplă într-un laborator. În cazul nostru, la Spitalul Județean Neamț, avem medici care au cea mai mare responsabilitate, după care imediat urmăm noi. Deci practic colegii mei lucrează în sectoare cum sunt biochimia, imunologia, Parafează, efectuează analizele respective. Asistenții se ocupă de partea preanalitică. Nu Dar specialiștii ei efectiv fac analizele? Da. da adică... Monitorizează aparatura, bă, au grijă de probe, validează. Bă, În cazul unei erori, cine este tras la răspundere? Cel care parafează. Fie el medic, fie el biolog, chimist, biochimist. Întotdeauna. În afară de aceste probleme de salarizare, care ar mai fi? La nivel de țară, colegii mei care au depus memoriu și toți care am făcut aceste demersuri, considerăm că este necesară și o schimbare la nivelul organizației noastre. Așa cum medicii au, ca și organizație care îi reprezintă Colegiul Medicilor, noi avem o organizație care se numește Ordinul Biologilor, Chimiștilor și Biochimiștilor din Sistemul Sanitar din România și considerăm că, deși știau problemele, nu au făcut Suficiente. tot ceea ce a fost posibil pentru a ne apăra profesia. Și, practic, în momentul ăsta există o dezinformare totală la nivel de ministere, de asta s-au făcut aceste memorii, ca cei din conducere ministerul să înțeleagă de fapt că noi cei din sănătate nu suntem același lucru cu biologii din muzee, biologii care lucrează pe mediu. Depinde ce cercetare. Este cercetare și în sistemul sanitar și atunci sunt la fel ca și noi colegii. Mai sunt, deci mai avem în țară colegi tineri sau de toate vârstele, care sunt și cadre, deci au normă didactică. Ei pregătesc viitor medici. Există și colegii noștri din universități, care de asemenea consider că merită. Nu știu, președinta organizației noastre consider că ar trebui să facă mai mult. Problema pleacă și de la Spitalul Județean ca și instituție nu. sau nu. de la, de la centru? Deci am mai spus chestia asta, vreau să se înțeleagă foarte, foarte bine. Noi nu am făcut această grevă astăzi împotriva Spitalului Județean. Nu, avem toate condițiile din lume la Spitalul Județean. Credeți-mă, am vorbit cu spitale din orașe mai importante și nu au dotările care sunt în momentul ăsta în laboratorul Spitalului Județean. Și aici mă refer la spitale din Cluj. Deci, care știm cu toții că este un centru universitar și medical foarte important, ne sunt asigurate toate condițiile, deci nu, nu împotriva, și nu, sub nicio formă. Spitalul nostru stă bine, e foarte bine dotat, pe aparatură, personal, nu. nu. Ea a fost o grevă spontană de susținere a cauzei noastre. Deci, strict pe profesia noastră, la nivel de țară o legătură cu, organizația cu instituția din care noi facem parte. Aveți susținerea conducerii spitalului în această cauză? Noi am vorbit cu doamna manager astăzi. Dumnezeu a încercat să ne explice și ne-a explicat foarte frumos că trebuie să înțelegem că ni se vor mări și nouă salariile și așa mai departe. Noi am înțeles chestia asta, însă pe noi nu, nu știu, nu ne deranjează foarte, foarte tare că se vor da eșalonat pe perioada celor patru ani, ci faptul că și în anul 2022 noi vom fi unii dintre noi care nu au grade, sunt mai tineri, cei care vor veni din urmă vor fi sub salariul unui asistent. Deci coeficientul nostru este foarte mic. Deci ar trebui în primul rând umblat acolo. Din punctul meu de vedere, în primul rând ar trebui reglementată profesia să fim și noi recunoscuți de Ministerul Sănătății ca și cadre medicale, pentru că noi la angajare suntem avizați de Ministerul Sănătății, deci nu avem voie să ne angajăm fără să fim avizați, avem autorizație de liberă practică, așa cum au și medicii, plătim asigurări, malpraxis și noi și medicii și asistenții, dar știți cum e, nici nu, nu poți să ne pui pe noi, care avem răspundere, care parafăm pe aceeași linie cu brancardierul. Deși și brancardierul este foarte important, că nu o să meargă niciun medic sau vreun asistent să ducă targa la radiologie. Brancardierul se duce, mă rog, aia e treaba lui. Dar nu poți să ne pui la același nivel. Studii superioare avem și noi. Dacă vorbim de salarizare, un tânăr care a ieșit de la facultate, să zicem, biochimist, vine da. să angajează la Spitalul Județean Neamț. Da. Cu ce salarizare intră? prima lui, primul lui fluturaș când se duce acasă? n știu să vă spun, nu știu, mi-amintesc -mi când m-am angajat, eu nu cred că am depășit 1000 de lei. Asta se întâmpla undeva prin 2014. spun că s-a mai mărit puțin? S-a mărit între timp, da. da. Între timp s-a mărit. Iarăși se încearcă, apropo de măriri, nu știu, o dezbinare la nivelul organizației noastre, pentru că am aflat de la colegii care au fost mult mai implicați decât mine în povestea asta că de fapt presa națională, da, televiziunile importante au spus că au fost mărite salariile biologilor, chimiștilor și biochimiștilor, dar nu a făcut uh, diferența între biologii din DSP, într-adevăr din laboratoarele DSP-ului care da, într-adevăr au primit măriri salaria, salariale, biologii de la medicină legală, biologii de la anatomie patologică și noi, care suntem biologii din laboratoarele clinice care nu am primit aceste mări. Vă zic din sursă sigură că și cei de la care lucrează cu analiza apei. La... Da, ei sunt biologii din DSP. Deci au da. salarii destul de bune față da. de, da. să spunem, un medic rezident în spitalul județean. Chiar foarte bine. Deci, există o diferență mare și aici pleacă de la problema meseriei care nu este încadrată bine în da, minister? Da, da. Repet, organizația nu a făcut tot ce se putea ca să reglementeze profesia noastră. Deși, din câte știu eu, în statut președintele este obligat să apere profesia, nu? Adică... U și aici mă refer la președintele țării, nici într-un caz. <laughs> ne referim strict de, de partea asta medicală și da. cu ce soluții ați mers dumneavoastră? Mă refer la cei peste 850 de persoane în care ați terminat acest ultimul memoriu făcut. Cu ce soluții ați mers? În primul rând... Să înțeleg că trebuie reglementată meseria? Trebuie reglementată meseria. S-au trimis niște propuneri către Ministerul Sănătății. Așteptăm un răspuns, dacă va voi cineva să-l dea. Că am trimis și eu niște mail-uri, dar mie nu mi-a răspuns nimeni. La cel de pe 14-a doua, a, a venit cineva să vă. A fost respins. Memoria a fost respins. Nu am luat încă la cunoștință dacă este sau nu o adresă oficială, în sensul său, o motivație oficială pentru deci că știm multe hârtii care se plimbă da. la Ministerie. Însă luni. eu personal am întrebat și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii. Mi-a răspuns Ministerul Muncii că m-au redirecționat către Ministerul Sănătății, dar de acolo nimic, niciun răspuns. Se încearcă în continuare cu, vedeți, astăzi grevă spontană, nu știu ce va fi mai departe, însă ideea este că nu vom renunța. Este o meserie pentru care noi am optat din facultăți, asta înseamnă că ne place ceea ce facem, ne dorim să facem asta în continuare. Nu știu, nu, noi nu vrem să renunțăm încă la lupta asta, nu discreditez absolut nicio categorie, sănătatea este foarte. e, e așa ca un cerc, știți, fiecare are rolul lui foarte bine stabilit. Noi nu cerem și nu am cerut lucru care iarăși a fost înțeles greșit. Nu cerem, nu am cerut niciodată și nici nu vom cere ca salariile asistenților sau ale medicilor să scadă. Sub nicio formă. Ne dorim și noi aceste creșteri. Nu? Coeficienți de salarizare mai mari și ceea ce ne va aduce un venit decent, nu știu, zic eu. Că nu poți să rămâi cu studii superioare, să fii cu salariu sub un om care are studii medii, spre exemplu. Adică e puțin bizar, nu? Pe principiu uh, studii egale, salarii egale, zic eu. După o eventuală reglementare a meseriei, ar trebui cu modificat și coeficientul, nu? De salarizare. Consider că dacă se va reglementa profesia, în un fel sau altul, trebuie să reglementăm profesia, uh, nu știu, probabil că atunci viitoarele guverne, ca să zic așa, sau viitorii prim-ministri, sau viitorii miniștri ai sănătății, ai Ministerului Muncii, nu ne vor mai exclude. În momentul acesta, noi suntem trecuți ca și. nu suntem cadre medicale, trecuți suntem cadre auxiliare. Diferența între un cadru medical și unul auxiliar este că atunci când se iau decizii pentru sistemul medical, Include doar cele medicale? Noi intrăm în aceeași categorie ca să mă fac înțeleasă cu personalul TESA, cu brancardieri, cu îngrijitori, cu liftieri. Acolo sunt și colegii noștri psihologi care și ei fac parte din sistemul sanitar, nu? Să nu uităm că la maternitate, la psihiatrie avem psihologi care lucrează zi de zi cu pacienți. Consiliază. Asta e meseria lor, asta au învățat. Noi am învățat să facem analize medicale, ca să zic așa. Colegii noștri farmaciști, colegii noștri kinetoterapeuți, la fel. Nu înțeleg de ce doar medicii și asistenții și am mai văzut, cred că, tehnicieni, dentari, iarăși sunt fizicieni, sunt cadre medicale, ei au reușit, prin ordinul lor, au reușit să-și reglementeze profesia. O altă problemă care, după cum o văd eu din exterior, este că ar trebui în primul rând să se pună de acord cei din interiorul organizației, organizației da. și pe urmă să sigur. să se ia măsuri. Sigur, sigur. S-au trimis uh, diverse mail și către conducerea Ordinului. Au încercat și ei, cel puțin așa ni s-a spus, așa ni s-a transmis prin diverse e mail Au încercat să facă și ei uh, niște lucruri, dar, din punctul meu de vedere, cam târziu. Cam târziu, pentru că, nu știu, eu zic că acolo, la București, știau din timp, nu? De această lege. A fost prezentată și public. În momentul când, are, când a fost prezentată public, nu s-au luat măsuri? Nu, de atunci că... am început noi să ne agităm și să ne punem un semn de întrebare și, probabil conducerea ordinului s-a sesizat și a dat seama că e un lucru destul de grav și destul de serios și atunci au început și doamnele juriste să trimită și ele memorii și așa mai departe. Noi le mulțumim pentru asta, însă consider că lucrurile trebuiau făcute mai din timp. Din județul Neamț, în afară de spitalul județean, a mai fost o, o grevă undeva, pentru că mai avem spitalul și la uh, Târguneamți. Târguneamți bisericani. bisericani. Acolo sunt ceva mai puțin colegi de ai noștri. Uh, nu știu situația de la Roman. Uh, Bicazul nu are, iar în rest multe laboratoare uh, private. Și la privat nu cred că te ajută foarte mult o grevă spontană, știm cu toții. Există din personalul uh, spitalului care, ca al doilea job, se duce la privat? eu nu am la cunoștință, dar cred că da, da, cred că da. Adică există și posibilitatea asta? Există, da. Însă, privații, dat fiind faptul că au foarte mulți colegi ai noștri tineri care vin din urmă, solicită oameni cu normă întreagă. Ce să mai vorbim despre noul cod fiscal, care știm cu toții că nu te mai încălzește să mai mergi să muncești cu jumătate de normă în condițiile în care tu te să plătești la normă întreagă taxele și impozitele a stat. Apropo de noul cod fiscal, cum v-a afectat? Eu pot să vorbesc doar în numele meu. Nu am fost afectată în niciun fel. Nici pozitiv, nici negativ? Nu. N-am reușit să-mi fac un calcul foarte, foarte exact pentru că am avut și câteva zile de concediu și... Dar nu. Nu. Consider că nu. Atât. Singura chestie a fost că au dispărut acele etichete de masă, dar avem indemnizație de hrană introdusă în salariu. Ca și medie, cam unde se ajunge cu salarizarea pe grupa asta, deci biologi, biochimiști și chimiști, într-un spital județean? Să vă fac o medie, n-aș putea, pentru că la noi salarizarea se un... modifică și în funcție de grad, și în funcție de vechime. Adică am colegi, spre exemplu, care are același grad ca și mine, adică biolog simplu, însă are mai multă vechime. Și atunci, și atunci venitul lui este puțin mai mare. Am colegi care sunt la gradul principal cu mai mulți ani vechime, automat că au salarii mai mari. Sub sau peste media pe economie? Colegul biolog principal are peste media pe economie, dar nu foarte mult. Uh -huh. Nu foarte mult. Să înțeleg că sunteți, să zicem, oarecum. Uh... Biologii, biochimiștii, chimiștii de rând, cu câțiva ani în pe o treaptă oarecum inferioară, sub media de salarizare pe, pe țară? Da. Adică da. sub 3000 de lei? Da. Sub? Da, eu sunt unul dintre acele cazuri. Ce vă da. ține Bine. sistem? Da. <laughs> Nu știu, n-aș putea să vă răspund. Probabil că mai mult decât orice, faptul că îmi iubesc meseria, mi-am ales. De când am terminat facultatea și până la angajare, eu am știut că eu vreau să fac laborator. Vreau să lucrez în laborator. După aceea, știm cu toții că un loc de muncă la stat, într-o instituție de stat, îți oferă stabilitate. Oarecum. Oarecum, dacă mai vine un guvern care zice că mai disponibilizări, s-ar putea să nu mai ai nici acea stabilitate. Însă, până acolo, cred că stabilitatea locului de muncă. Stabilitate nu neapărat plăcerea de a face această meserie? Păi nu, am spus că iubesc meseria, în primul rând. După care urmează stabilitatea. V-ați gândit vreodată să mergeți în privat? Da, m-am gândit, dar să merg în privat, tot așa part-time, nu să renunț la spital. Da, iată -ne. E vorba despre o altă patologie. Vezi mai multe chestii. Și v-am spus, eu pot să vorbesc doar de Spitalul Județean Neamț. Ca și dotări în laborator, ce-ți oferă Spitalul Județean Neamț, mai răruț. Să înțeleg că odată cu aceste dotări și analizele sunt mult mai exacte, stăm mult mai bine. Absolut, Absolut. Din punctul meu de vedere calitatea este asigurată. Sunt manageri de calitate. Nu știu dacă toată lumea cunoaște faptul că laboratoarele, indiferent că sunt de stat sau private, la contractarea cu casa de asigurări sunt obligate să participe la controle externe, comparări interlaboratoare, care este un criteriu foarte important de calitate. A spus la un moment dat că uh... Tot acest serviciu este 24 din 24? În... Da, avem linie de gardă, da. Cine, uh, aveți ture de gardă? Avem ture de gardă pe care le asigură uh, colegii noștri asistenți și colegii noștri medici. Să înțeleg că dumneavoastră nu sunteți incluși. La noi nu. Deocamdată conducerea consideră că nu este necesar. Sunt suficienți medici care pot să facă față uh, volumului de lucru deocamdată însă am colegi în țară care efectuează gărzi pentru faptul că sunt mai puțini medici acolo, în spitalele respective sunt mai puțini medici. Și atunci, având, nu știu, fiind cumva categoria imediat următoare sub medici care avem competență mai mare în laboratoare, ei au intrat în gărzi și lucrează și în turele de noapte. Ca și număr de personal în spitalul județean sunt suntem suficienți? Ar mai trebui, dar, în mare, acoperim, reușim să acoperim volumul de lucru care, în ultima perioadă, a crescut. Din, din păcate, prea... pentru că ne dorim cauza o țară perioade... sănătoasă. Perioadei anului sau. și perioadei anului, și faptul că, din ce în ce mai mult, nu știu, tinerii sunt cei care se îmbolnăvesc. Nu știu, dar acum, în momentul acesta, cred că perioada anului afectează pe toți cu gripe, cu diverse infecții. Cu... Ce analize se pot face și ce nu se poate face în, în Spitalul nostru Județean? Din câte știu eu, cam toată gama de analize care intră în contactele cu casele de asigurări, medicii de familie știu cel mai bine, însă cred că aveți și pe site-ul Spitalului oferta de analize. Cred că este să... publicată și actualizată. Poate să vină oricine să facă analize chiar dacă nu este internat? Absolut. Avem serviciu de ambulator în policlinică. Se taie echitanță, se pot face contracost. Nu este absolut nicio problemă. Programările sunt în limita fondurilor pe care le primim de la Casa Națională de Asigurări. Ne-am fi dorit mai mult, însă... Da. Ca și concluzie... Care este importanța celor trei grupe pentru care as... efectiv vă zbateți? În laborator, într-un spital, în spitalul județean, în mediul privat? Așa cum v-am mai spus, numărul de medici de laborator nu este atât de mare la nivel de țară și imediat după ei suntem noi cei care avem competența de a lucra analize medicale și de a le parafa, de a le valida. Deci, consider că, nu știu, dintr-un procent de 100%, undeva la 70% după medici urmăm noi. Asta ca să-și facă lumea o idee despre ceea ce înseamnă să fii biolog, chimist, biochimist în sistemul sanitar. Da, ne-am apropiat cu pași și repezi de acea jumătate de oră în care ne-am propus să discutăm această problemă. Sigur următorii pași pe care îi veți face? Următorii pași îi vă stabili împreună cu ceilalți colegi ai mei din țară. În acest moment în ce stadiu sunteți cu discuția? În acest moment știu că aseară s-a concluzionat că nu vom primi uh, niciun fel de mărire de la 1 martie și în momentul ăsta uh, încercăm să hotărâm împreună care va fi următorul pas. Primul l am stabilit, iată, greva de astăzi. Și cu siguranță vom mai încerca să facem demersuri. Am înțeles că se implică și sindicatele, dorim să ne ajute, însă nu știu, e o chestie destul de ciudată pentru că fiind doar 3500 în țară, dintre care jumătate cred că sunt la stat, nu înțeleg care a fost criteriul pentru care noi am fost excluși din, de la aceste mări. Vă veți mulțumi doar cu... Uh diminuarea termenului în care vor fi mărite salariile sau veți lupta în continuare pentru cauza principală, adică pentru statut? Cred că vom lupta pe ambele fronturi. Dar, v-am spus, eu vorbesc personal. Punctul meu de vedere este că vreau să ne reglementăm întâi profesia, să fim considerați medicali și bănuiesc că în urma acestui demers nu vom mai fi excluși de la eventuale măriri. Pentru că ei nu sunt specialiști în ministere, în sănătate. Are majoritatea au alte calificări și atunci nu știu ce înseamnă să fii biolog, să fii psiholog, să fii... au făcut și ăștia niște școli. nu <hângânt> chiar așa. Da. Sperăm că o să-și dea seama în timp. Se mai anunță greve? Uh, o să vedem care sunt urmările la nivel de țară. Și dacă nu se rezolvă, de ce nu, probabil o să facem și greve organizate de această dată. Vor afecta actul medical? Sau se vor asigura? Cu doar? siguranță, pentru că dacă va trebui să ne concentrăm spre București, asta înseamnă că vom pleca din spitale. Asta înseamnă că în spitalele în care nu sunt suficienți medici și asistenți, se vor... medici pentru că asistentul nu parafează el nu și asumă răspunderea, el se ocupă de partea preanalitică, adică recoltare înregistrare chestii de gen da, medicii sunt cei care va, vor trebui să lucreze în cazul în care noi ne vom concentra asupra unui protest mai amplu și în spitale care au spre exemplu un singur medic și dacă se va întâmpla ca acel medic să fie de gardă în ziua respectivă se închide laboratorul e, da, e greu da, eu sper să nu se ajungă la așa ceva. Eu sper și ca... noi ne dorim același lucru, nu vrem, vă dați seama, interesul nostru este să fie pacientul diagnosticat și tratat la timp. Da. Și ne dorim ca cei în funcție de conducere, să ia aminte că nu se pot juca așa cu sănătatea oamenilor, iar cel mai important este ca. Un pacient să aibă un diagnostic corect, ca un pacient să fie tratat pentru ceea ce este bolnav. Iar dacă nu avem niște analize care efectiv să ne spună de ce suferă persoana exact. respectivă, nu cred că putem să. Exact. Întotdeauna se vor îmbina partea de anamneză, pe care o face foarte bine un clinician, rezultatele analizelor de laborator și așa mai departe pentru un diagnostic cât mai corect. Dar fără rezultatele analizelor de laborator, nu cred că poți să pui un diagnostic 100%. exact sau 100%. Da. da, noi mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Mulțumesc și eu pentru că m-ați ajutat să expun și public punctul cazul de vedere. nostru da, și punctul nostru de vedere. Și ne mulțumim telespectatorilor că ne-au urmărit și la această ediție specială. Noi oricum ne revedem în weekend cu un alt interviu la săptămânii.